Dacă nu se ridică, atunci ești pasibil de arestare. Conducerea firmei respective semnează acolo. Dacă nu ridicăm gunoiul, atunci putem fi arestați. Astfel de clauză nu există în acest contract. Și asta a permis, nu mai vorbim de faptul că aceste tarife, care sunt exact, nu se știe decât, dar e clar că sunt de câteva ori mai mari decât niște tarife normale, încheiate tot de domnul Chiliman, că de acolo s-a transferat toată povestea asta, cu atât mai mult cu cât le dai atâția bani. Păi pune-i, domnule, să semneze clauza asta. Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Nedelea la Europa FM.